lucrările pentru pistele de biciclete au început să prindă contur pe străzile din Drobeta Turnu Severin. Astăzi, edilul orașului a fost prezent pe strada Traian pentru a vedea stadiul lucrării. Pistele pentru biciclete din municipiul Drobeta Turnu Severin se întind pe o distanță de 8,9 km, fiind realizate cu bani europeni. Prin acest proiect se va acoperi deplasarea în condiții de siguranță pe relația nord-sud și est-vest, pe piste special amenajate cu lățime de 1 metru, precum și încurajarea dezvoltării transportului urban alternativ, ce conduce la creșterea calității vieții, reduce nivelul de poluare în municipiu și fluidizează traficul pe o mare suprafață din oraș. În sfârșit a venit și asfaltul roșu. Exact. Ați luat agrementul. De astăzi văd că ați început munca. După, ca și culoarea arată bine, e o diferență clară și delimitată pentru pistele de biciclete. Da, rămâne și o delimitare față de asfaltul pietonal, undeva la 2 cm, adică cum trece cineva cu o bicicletă, cu o trotinetă, să nu iese pe pietoni. Da, dar și nici să nu... Și oamenii, nu iese nici mare să, da, să încurce. Oamenii să cadă sau să și exact. Să aibă vreo problemă, e bine, văd. Ne-am propus ca în cursul zilei de astăzi să terminăm tronsonul dintre strada Zmurdan și prefectură, de ambele sensuri. Obligatoriu, e și așteaptă oamenii de mult și oamenii se plâng că nu pot să vândă, că se lucrează și pe trotuar, da, și pe stradă. Perioada asta, măcar asta, să ne înțeleagă și bun, noi. Și că... Dacă astăzi terminați, e un lucru foarte bun. Este un proiect de aproximativ 6 milioane lei pe bani europeni și va fi continuat în tot orașul funcțional de la nord, sud și est-vest, fiind o pistă circulară pentru biciclete. Suntem pe strada Traian, strada mare, terminăm cu pistele de biciclete și îmi cer scuze cetățenilor, celor care au circulat în această zonă. Au fost câteva luni bune în care nu s-a lucrat. De ce n-am avut un agrement tehnic de la Ministerul Dezvoltării pentru culoarea roșie, cea care delimitează pistele de biciclete de trotuar. În acest moment, toate agrementele sunt în regulă. Astăzi a început tronsonul între prefectură și strada Zmărdan și pe o parte și pe cealaltă, de mâine din Zmărdan către autogară. După cum vedeți dumneavoastră, arată bine, sunt delimitate frumos. Nu există posibilitatea ca cineva să se accidenteze cum erau înainte. Din acest moment, ele vor fi funcționale pentru cei care vor să se plimbe cu bicicleta și pentru trotinete, dând voie și trotinetelor să meargă cu atenție pe aceste piste pentru biciclete. Edilul apelează la bunăvoința cetățenilor și a șoferilor totodată, deoarece și cei care aleg un mijloc alternativ de transport trebuie să aibă pe unde să circule în siguranță. Am început așternerea stratului de mixtură asfaltică, cel roșu, pentru pistele de biciclete. Am efectuat amorsarea corespunzătoare și ulterior o să continuăm cu asfaltarea între strada Zmărdan și prefectură, pe ambele părți, astăzi, în cursul zilei de astăzi. Da, este o lucrare, nu este foarte complicată, ne-a ținut foarte mult agrementul pentru asfaltul cel roșu, este o lucrare relativ ușoară, nu este foarte grea, merge bine. Cu toate că primarul a interzis accesul trotinetelor în zonele pietonale, deținătorii pot să circule pe pistele special amenajate pentru biciclete, respectând limitele de viteză.